Prima etapă de înscriere a copiilor la clasa pregătitoare s-a încheiat. Unii părinți au făcut eforturi deosebite pentru a-și duce copiii la școlile preferate. Pentru că prioritatea au micuții din zonă, unii au optat pentru a-și schimba domiciliul în zonă la rude sau prieteni. Ieri, în data de 10 mai, a fost ultima zi în care au putut fi înscriși copiii în clasa pregătitoare, urmând ca în zilele de 11 și 12 mai Comisia Națională să proceseze aceste cereri și cu ajutorul aplicației informatice. În acest moment avem înscriși 2226 de copii, există cereri pentru ei în unitățile de învățământ. Capacitatea unităților școlare din județul Olt este de 3201 copii și 171 de clase, ceea ce înseamnă că am mai avea loc pentru încă aproximativ 1000 de copii pe care îi așteptăm în etapa a doua de înscriere. Ca de fiecare dată, planul de școlarizare a fost modificat la solicitarea conducerii unor unități de învățământ. Astfel, conducerile unor unități de învățământ de la nivelul municipiilor și orașelor județului, unde s-au înregistrat un număr mare de cereri, dar și spațiu necesar, au solicitat un număr mai mare de clase pregătitoare. În unele școli, din cauza scăderii dramatice a numărului de copii, numărul claselor s-a redus. Dacă ne referim la planurile de școlarizare ale unităților de învățământ, există și școli care au cerut mai multe clase pregătitoare decât în anii anteriori și aici aș putea aminti școala gimnazială Constantin Brâncoveanu, care anul trecut a solicitat 3 clase și anul acesta a solicitat 4. Școala gimnazială Nicolae Iorga Slatina de la 2 la 3. La fel, școala gimnazială George Poboran anul trecut a avut 3 clase pregătitoare, anul acesta 4, la fel și școala 2 Caracal și alte două școli care au trecut de la 2 clase pregătitoare la 3 ar fi școala gimnazială Virgil Mazilescu, Corabia și școala gimnazială Nicolae Coculescu, Scornicești. Părinții care nu și-au înscris copiii în această etapă pot face în cea de-a doua, care începe la finele acestei luni și până la începutul viitorului an școlar. Tot în această etapă se iau în calcul și cererile depuse de părinți pentru școlile din alte circumscripții pe locurile rămase libere după prima etapă de repartizare a copiilor din zonă.